Salut tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din serialul nostru de parcurs, bineînțeles tot pe play.minecraft.ro. Și înainte să începem, fraților, v-aș ruga pe toți să apăsați și pe butonul de like dacă ați văzut în seria și dacă vreți să creăm mai multe clipuri. Bă, fraților, eu deja m-am dat pe veniș, sunt o fantomă pe șpun undeva, pentru că de două ori am încercat să încep filmarea, de două ori s-au băgat câte doi tipi diferiți în fața mea. Un hero și un operator, deci a fost foarte, foarte enervant. Și am văzut că a apărut aici ceva, mă, nene, mă, ce e aici, bă, frate? What the fuck? Ok. Sunt 6 scaune. Și, da. Asta e un ou de Paște, cred, nu? Nu, Illuminati confirmed. O, bun. Băi, frazor, de aici vom începe regiu. Ne băgăm la parkour 21, dacă nu mă înșel. Da, parkour 21. Bai, bebelușul tău. Un parcurs greu, cu 8 nivele. Parcursul creat de bebelușul tău. Bebelușul tău. What the fuck, ce nickname să-mi fie cu nerușinare. Bun, haideți să vedem, fraților, ce vreți să facem. Stai să dau un gama în mod de 0. Stai să-mi scot venișul ca să văd și-o mâna, pentru că, nu știu, fac mult mai bine parcurs dacă îmi văd mâna. Și haideți, mă, nene, să arătăm tuturor că nu este un parcurs greu așa cum se scrie acolo, că este un parcurs chiar easy. Uite, am trecut de primul nivel fără să cădem, bă, aici nebun. Mai fucking gata. E bun. Aici. Amă, fuck you. Băi, fraților, vă aștept și pe voi pe server. Adresa serverului o aveți in the fucking descriere. Și zis-o bine cineva acolo în comentarii la clipul anterior sau acum două clipuri, că nu fac facecam, mă abțin. De fapt, când fac facecam, mă abțin să dau rage. Aveți dreptate. E alte chestii. Adică când fac facecam, mă străduiesc să nu dau rage pe cât mai mult posibil, pentru că una e să dai rage, așa, când nu faci facecam, adică când nu te vede lumea. Și una e să dai rage când te vede toată lumea. Adică unii ar zice, mamă, uite ce copil distrus. Știi? Dar, mă rog, fiecare cu părerea lui. În fine. Haide, tot. La sărătura asta am căzut data trecută, corect? Yep. Mă, uite că nu e așa. Uite că nu e așa de ușor, pe cât ziceam eu. Adică, serios, acum. Fuck this. Primul nivel a fost cum a mai fost, dar ăsta, uite, e destul de lung. Nu sunt sărituri grele, ci drept, dar uite, e destul de lung și dacă dai un fail, trebuie să te întorci de la capăt tot fucking parcurul, ceea ce nu e foarte plăcut. Și uite, dacă mai se întâmplă și de-astea, e și mai enervant. Așa că haideți să ne dăm home de aici. Set home, home. Ca să mai fie nevoie să mă întorc. Bă, stai că ziceam că dezactivăm chat-ul în aceste episoade de parkour. Am auzit acum, nu știam ce dracule mai așa spam încă soaia din stânga jos. Și mi-am amintit că în seria de parkour aveam aveam chat-ul dezactivat ca să nu mai fie spam. Deci n-am crezut că o să ajung. De-aia nici n-am ținut shift-ul imediat după ce am ajuns pe bloc. Băga mea șcioaca. Am întrebare. Dar așa de curiozitate, sărătura asta e posibilă pentru că... Da, e posibilă, what the fuck. Stai că e pe diagonală, cream că nu e pe diagonală și era de 3 cu un bloc mai sus, știi? Și aia nu e posibilă, de-aia ziceam. În fine, hai mă, fraților, că trecem și noi de parcurul ăsta. Bine zis eu în clipa anterior, că rage incoming, pentru că uite bă, frate, mă. Doamne, nici acum nu pot să dau, nici chiar dacă... E 12 și un sfert noaptea și dacă dau rage o să mă bată mama. O să se trezească mama și o să mă bată cu biciu. Și nu e bine. Nu vreau să se întâmple chestia asta. Da? Da? Așa că parcurile până să help me, I don't wanna fucking fail. Mamă, deci parcă cu cât avansez mai mult în parcurul ăsta, parcă mă apucă mâncărimile. Pe mână, ești prost? Ai, mă. Ai. Și... Futu-scuram... No, uite! 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 Mam, deci dacă... Deci dacă nu era așa de târziu acum, fraților... Deci, mamă, dacă nu era așa de târziu acum... Deci, bă, e o tactică să filmez aceste clipuri de parkour noaptea. Ca să fiu obligat să-mi dau rage, știi? Că biciul mamei e mult mai aspru decât orice altceva. Oh my fucking god. Ce mă duce capul. Hai mă nene, hai mă că merge bine, uite. Dacă ne relaxăm și noi.
Hai. Ai tătuțu. Oh my fucking god, cine așteaptă aici pe frasuri, bă? Deci, cream că trebuie să sar de aici acolo. Și mă gândeam, cum grijania mă se să sară eu tăta? Deja mă gândeam, bă, parcurul ăsta e greșit. Dar nu, nu poate să existe parcuri greșite. E imposibil. De ce? Pentru că cei care au gradul de legendary înseamnă că au terminat toate parcurile, știi? Și le-or fi terminat cumva. Și cum Fly nu merge la parcur, adică Fly nu merge pe niciun server de la noi, merg chile ora și toate căcaturile la alte, că nu există un anticit bun care îți blocheze tot. Dacă ar exista, credeți că n-ar fi anticit pe Mindplex sau pe MSG sau pe alte servere mari? Da, nu există. Așa de Fly există, dar de altceva nu prea. Băgam ești cioacă în el de parcur. Hai că trebuie din punem și aici set home. Și, na, deci asta e practic asigurarea, dacă există atâtea grade de legendary, atâția player care au trenat toate parcurile, avem asigurarea că toate parcurile sunt bine făcute, adică nu este niciun parcur greșit, toate săriturile sunt posibile, deci foarte, foarte tare. Și uite cât de bine mă duc și acum. Perfect. Perfect. Mamă că... Dacă voi credeți că parcurul ăsta este ușor, fraților, vă aștept și pe voi pe server să vedeți că nu este. Și dacă sunteți genul care nici măcar nu vă puteți abține așa cum fac eu acum, deci greu mă abțin să-mi dau rage pentru că am sunt târziu și nu vreau să trezesc tot blocul și să-mi spar monitorul. Și... no. Ai. Și... bine, cred că am trenat doar 3 nivele din cele 8. Mamă, dar chiar îmi place cum e făcut. Arată foarte, foarte fain. Îmi place că e pe blocuri de astea, știi? Foarte tare, frasura. Foarte, foarte tare. Amă! Hai că asta știu cum să-l trec. Trebuie să mă opresc. A, da, și merg și skin-urile. Când nu merg skin-urile, înseamnă că serverul fusese atacat. Adică a primit de DDoS, s-a pus filtru și în momentul în care se pune filtru nu mai merg nici măcar skin-urile. Adică nu mai apar skin-urile, pentru că skin-urile astea sunt preluate de la serverul oficial Mojang, acolo unde sunt păstrate practic toate skin-urile. Și, na, când se pune filtru, nu mai merge să facă conexiunea cu serverul respectiv, de aceea dispar și skin-urile. Da, nu-i bai. Poate o să se gândească și cei care vor să facă rău serverului că n-au ce să facă mai mult de atât, dar singura chestie pe care să o facă, în primul rând, cei care sunt din altă țară în afară de România nu vor putea intra pe server. Și în al doilea rând, nu mai apar skin-urile. Deci pentru cei din România cel puțin, unde eu zic că cei mai mulți sunt din România totuși, nu o să fie nici cea mai mică problemă. Dar așa, pentru cei din altă țară, că știu și eu câțiva oameni care, bă, ne uite cum e Ronin, știi? Deci când serverul este atacat, Ronin nu mai poate intra pe server pentru că este în Irlanda acum, știi? Și e foarte, foarte enervat pentru că, nu știu, dacă trebuie să facă ceva urgent, serverul nu o să aibă cum, dacă ai pus filtru. Și e foarte, foarte fucked up chestia asta. But, na, ce să facem? Ce să facem? Trebuie pus filtrul ăla, că altfel n-ar mai merge serverul pentru nimeni. Dar bun, hai să ne vedem și noi aici de treabă. Nu pot să trec de săritura aia, mă stresează grav. Aia e tătuțul. Și uite, săritura asta e enervant. Nu asta de aici, aia... Bine că... și că aveam Parkinson când am făcut așa zumoră. M-am lovit de perete și mi s-a oprit sprintul. Cel mai enervant lucru ever. Hai. Da, hai să ne mai oprim, uite că dacă ne oprim. Am trecut! Ești nebun! Nu mai așteptam să trec. No. Perfect! Și! Hamă că trecem și de... Ok, asta a fost greșeala mea, n-a fost fail, nici măcar fail. A fost ceva gen... în primul rând am ajuns pe bloc și eu nu credeam că o să ajung și am rămas blocat cu degetul pe W. Și după mă gândeam ce dracu e să fac, să continui sau nu. Și până m-am gândit, am zis, bă, hai să sar, dar aveam, nu eram, n-aveam sprintul activat. Și uite ce s-a întâmplat. Fail total! Am zis, am dat atâtea failuri în acest script. Să mor eu. Fuck this. Fucking parkour 21. Bă, da, e un parkour greu.
nu e foarte greu, adică n-a zis nimeni că e foarte greu, dar e un parcurs greu și te face să dai reach la caturi de genul ăsta, la sărituri de astea de... Îți vine să te iei cu... Nu mai zic. Doamne, ce vreau să zic. Oh my fucking god. Uite mă, grijania măsii. Și eu vreau neapărat să terminăm tot parcurul. Ia stai mai așa să ascund. Bine, în afară de Adi, nu îl putem ascunde pe Adi pentru că este operator și operatorii nu pot fi ascunși. Dar uite măcar pe tipul ălălalt. Să-l ascundem. Aia e mă. Mouse prost. Rău mouse, rău. Uite mă, frate. Deci mi s-a promis să m-am dat cu capul de blocul de mai de sus. La. Ce să facem, fraților, ăsta e parcurul. Și nu vreau să stau două nivele la două episoade la parcurul ăsta, nu vreau. I wanna finish it soon. Bă, până acum ne-am descurcat destul de bine, zic eu. Numai la nivelul ăsta văd că terminăm dificultăți la săriturile astea. Bine, cei drept sunt sărituri mai grele. Față de săriturile precedente. Deci da. Deci măcar acest trep foarte, foarte drăguț de pe fundal nu ne poate salva. De la nervi în acest clip. So fucking... Oh, m-a teleportat aici înapoi. Fine. Bine, pot face și chestia asta cu home. Nu știu ce n-am făcut-o până acum, dar îmi bag ciocania de treabă. Asta e așa, să-mi dau set home aici. Slash home. Și haideți, fraților, sunt pregătit psihic să trec le parcur. Le parcur 21, de fapt. Sunt pregătit pe... Ok. Am frate, chiar așa dă-na Blade, chiar atâtea feel-uri trebuie să dau? Nu, aici trebuie să... Băga mie și... Aici trebuie să facem chestia asta ca să ne fie mai ușor. Așa e o sărătură de 4 blocuri? Da, dacă nu mă înșel, deci e mult mai greu dacă nu facem B-hop. Și aici la fel. Nu știu, uite, mă dau cu capul, mă! Tu-s grijania dumnezoilor, ai! Bă, deci e incredibil, nu știu cum am reușit. Deci prima oară când m-am dus așa direct, am reușit din prima, corect? Acum, de ce tragi de amiază nu mai reușesc, mă, nene? Să mor eu. Doamne, uite aici cât de ușor reușim și acolo nu reușesc. Nu înțeleg de ce. Uite, mă, mă dau cu capul, bă, acum am văzut. Eu chiar mă dau cu capul de căcatul ăla de bloc de deasupra. Tu-s grei, Janeta, de bloc. Ia să încercăm să mai facem maybe hop, să ne oprim pe bloc, să ne luăm avânt și să vedem după dacă reușim. Oricum, cred că vom face acest parcurs în 2 episoade dacă nici de nivelul ăsta n-am trecut. Și încă două fail-uri. Da. Hai, da. Full control, guys, ok? Full control. Hai, da. Opa. De ce? Oh, tu zgrijoniam. Deci dacă o fracțiune de milisecundă, dacă apăsam space mai devreme, reușeam săritura aia, serios. Incredibil. Iar, măi, incredibil. Nu e săritura de la 4 blocuri, care e cea mai de rahat dintre toate, pentru că dacă apiși cu o fracțiune de secundă mai devreme, nu ajungi. Dacă apriși cu o fracțiune de secundă mai târziu, nu mai sar, că caz de pe bloc, practic, știi? Deci e foarte, foarte de caca săritura asta de 4. Pana mea, nu știu ce să mai fac. Ia uite-mă. Incredibil. Cred că nu mai am nicio șansă acum, că sunt plin de nervi, plin de spume. Oh my god. Am, deci chiar vă aștept și pe voi aici. Să vedem dacă sunteți în stare să... Uite mă, nene, mă dă cu capul de căcatul. Dracu. Da, și acum vezi că nici prima sărătură de asta de aici, de 4, nu mai reușesc. A, mă. Ha, mă.
Da, e clar. Opa, ha mă că a mers. Ha mă, frate, odată să. Nu, nu mai merge. Băi, vreau să cam asta a fost clipul, îmi pare rău, dar deja nu mai pot. Cred că am făcut 4 nivele, ăsta fiind al 5-lea sau ceva gen. Deci chiar mai avem mai multe nivele și chiar văd că, bă, nu mai sunt în stare. Am prea multe spume și nu mai sunt în stare să fac nimic și poate vezi că acum trecem. Incredibil. Incredibil. What the fuck? Explicați-mi-vă. Da. Explicați-mi-vă rog frumos ce dragi doamne s-a întâmplat acum. Deci am trecut. De ce? Cum? Cum? Fix. Ok, deci practic când nu vreau să trec, o trec și când vreau să trec dau 5.000 de feluri. Uite, acum vreau să trec. Și nici mă... În fine, cam asta a fost clipul, fraților, pentru că se vede clar că talentul la parkour mi este alterat, nu mai sunt în stare de nimic. Totuși, sper că v-a plăcut clipul și vă aștept și pe voi aici să vă încercați puterile, să vedem cât puteți să terminați parkourul ăsta, bă nene. Și dacă l-ați terminat, să-mi spuneți și în cât timp, eu chiar sunt foarte curios. Uite, stăm aici de 15 minute la parkourul ăsta și măcar de nivelul 5 n-am trecut și are 8 fucking nivele, da? No, cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Andrei și fii antenă către chiar, nu. Și ne auzim data viitoare. Ciao!